Cum putem defini jocul puterii într-o relație de cuplu? Foarte interesant, cum l-am putea defini? Cum am putea defini puterea într-o relație? Pentru că dacă eu sunt cel care vreau putere într-o relație, dacă eu caut să conduc și să dirijez, să decid doar eu, unde mai este partenerul sau partenera? Pentru că nu știu, aici mă refer într-un mod foarte general, da? Deci dacă un partener, unul dintre parteneri caută să gestioneze tot ceea ce se întâmplă în relația de cuplu, unde mai este celălalt? În momentul în care căutăm o putere și căutăm să deținem decizia supremă a ceea ce se face sau a ceea ce nu se face în relația de cuplu, de fiecare dată, când voi câștiga și îmi voi impune punctul de vedere, voi pierde câte o mică bucățică din partener. Și după aceea ne întrebăm, oare ce s-a întâmplat, că doar era așa de bine. Eu îi spuneam că vreau să mergem acolo și acolo mergeam. Eu îi spuneam că vreau să fac asta și asta făceam. Eu îi spuneam că vreau să mănânc numai asta și doar asta mâncam. Bineînțeles, pe o perioadă de timp pentru a veni în întâmpinarea partenerului sau partenerei celălalt, va accepta. Dar de câte ori va putea accepta să nu fie el însuși? Și cât timp va putea rămâne în acea relație de cuplu? Știi, este, titlul este foarte interesant, l-ai ales foarte, foarte, foarte interesant. Eu aș spune că de fapt și de drept nu este un joc al puterii. Eu aș spune că de fapt și de drept în relația de cuplu este, poți să-i spun înfruntare? Ea spune înfruntare, da? Sună prea rigid, prea greu, prea dur. Se întâlnesc două sisteme. Sistemul familiei, partenerei și sistemul familiei partenerului. Iar aceste două sisteme care sunt deja create încearcă să funcționeze și să găsească posibilitatea de a funcționa împreună ca un mecanism perfect. Pe de o parte, pe de altă parte, că ne place sau că nu ne place, relația de cuplu este singura relație care ne dă posibilitatea să ne dezvoltăm cu adevărat și care este mai importantă decât persoana însăși. Da, uite aici, dacă îmi permiți o întrebare. Dacă știu, răspund cu mare drag. Da, îl găsești tu pe undeva. Putem spune că atunci când un om nu mai este el însuși în relație, cedează puterea celuilalt? Da, absolut deloc. Când nu mai este el însuși în relație, este greu să se regăsească pe el în viață. În momentele alea este, din punctul meu de vedere, ceea ce înseamnă prieteni, carieră, statut social, statut financiar, comunicare, încep să dispară, să nu mai fie. Pentru că prin relația de cuplu primim putere și oferim forță. Da, da. Și atunci când el nu se mai regăsește în relația de cuplu, trebuie să vedem, pentru că sunt două aspecte. Unu, ori relația a avut niște baze, niște fundații incorrecte, puse de la început și a fost o relație pusă pe consum, a fost o relație care s-a creat pe doar o dorință, o sexualitate exacerbată sau o nevoie de a consuma iubirea sau niște nevoi de siguranță, niște nevoi de validare. Nu au fost puse cu niște baze solide pe zona de încredere, pe zona de iubire, de necondiționare. Bineînțeles, toate relațiile la început au ca bază această stare de îndrăgosteală din punctul meu de vedere, pentru că dacă îmi place, mă îndrăgostesc, este bine, consumăm relația în planul fizic, este minunat,
dar fără să încercăm să ne cunoaștem pe noi de multe ori. Și atunci ce spunem? Am găsit un partener sau o parteneră, m-am îndrăgostit, este bine. Da, fac o relație, merg mai departe, fac și o nuntă, fără să-mi dau seama că de foarte multe ori toate discuțiile, toate contradicțiile, toate certurile, toate nemulțumirile care apar în relația de cuplu sunt provocate de fapt și de drept de cele două sisteme cu care fiecare partener vine la pachet. În momentul în care găsesc posibilitatea de a echilibra cele două sisteme, de a le pune într-o stare de egalitate și echilibru, cred că era corect spus, atunci acel joc al puterii își pierde forma, își pierde rostul, pentru că nu mai există un conflict în care fiecare să dețină puterea, nu mai există nicio necesitate ca unul să conducă, sistemele fiind în echilibru și egale. Da. Altfel, scuză-mă, trebuie să spun, altfel, indiferent ce fac partenerii, indiferent cât spun, trebuie să mai încercăm, trebuie să mai luptăm, trebuie să putem să găsim o rezolvare dacă noi lucrăm cu noi înșine și dacă ne mai dezvoltăm sau mai facem aia sau mai facem aia. Altfel, toate acestea vor fi doar niște încercări care își pierd forța pe măsură ce sunt făcute. Iar cel mai sigur și cel mai rapid mod de a vedea de unde vin toate aceste confruntări, de unde vin toate aceste neajunsuri în relația de cuplu, este să lucrăm într-o constelație, să poziționăm în spate familiile de origine, anumite aspecte și în funcție de dinamica pe care o observăm în acea constelație și poveștile pe care le au constelația, adică cei care vin să-și lucreze tema, să vedem ceea ce este necesar a fi integrat și ceea ce este necesar să fie pus în istoria de familie. Pentru ceea ce spui acum, avem deja câteva întrebări de la public și îi rog pe ceilalți să le lase aici, o să le luăm pe rând. Și avem o întrebare de la Angela Marin care ne întreabă cum vindecăm controlul în relația de cuplu. Bună seara, Angela! Dacă tu vrei să vindești controlul, din punctul meu de vedere să știi că este ceva care, pentru care încă nu s-a inventat o pilulă magică ca să vindece controlul. A trebuit să vedem în familia ta de origine ce s-a întâmplat, cine a pierdut ceva, cine nu a avut locul în familie, cine a decis că trebuie să controleze totul pentru a nu pierde, cine a fost rănit, cine nu a reușit să se căsătorească cu persoana iubită, care sunt persoanele excluse, sunt mai multe aspecte. Pentru că acest control, de fapt și de drept, dorința de control și controlul în cuplu poate să aibă mai în spate niște evenimente din familia de origine și poate să mai fie ceva. Poate să fie o gelozie, o gelozie care este foarte puternică, dar gelozia mai are și ea în spate ceva. Neputința de a pierde, neacceptarea pierderilor, frica de a nu pierde. Controlul, dacă este să ne raportăm la el, are și el în spate încă alte câteva aspecte. Iar aspectul control în relația de cuplu. Poftim? Da, s-a pierdut un pic semnalul, dar ai revenit. Bun. Aspectul pe care îl are în spate acest control este lipsa de validare. Faptul că nu te simți ca făcând parte din familia ta de origine. Chiar dacă s-ar putea să-mi dai un nou mesaj în care să spui, da, dar eu am avut o relație bună cu părinții, care a fost relația cu frații. Poți să-mi spui că ai avut o relație bună cu frații, dar eu să te întreb, de la ce vârstă până la ce vârstă ai trăit împreună cu ambii părinți? Și așa Îți răspundem la întrebări în fiecare luni și joi, live de la ora 20. Până atunci poți să vizualizezi vlogul anterior.